introducere care ducea la masterclass. Astăzi alături de voi o să fie domnișoara Victoria și domnul Andrei Argin. Poate încă cineva nu-l cunoaște, dar o să deja o să vă îndrăgostiți azi de modul lui de predare. De grabă să-i facem un greit, o să fie domnul Andrei Augur. Și mai mă întreabă, o văzut că un amic sunt și auriuși argintii și mă întreabă, dar o auzit ceva de Andrei Argin și mă întreabă, dar cine e acolo cu statul de aur și cine e cu de argintul? Nu e de vecență de familie, dar deja mi-a dat idee. Când și cum se dau lipsoare. Tema este foarte interesantă. Victoria o să vă duc în istorie și în povestea pe timpurile lui Fibonacci și de unde a apărut, pentru că istoria e foarte interesantă și este foarte important ca noi să cunoaștem instrumentul care vrem să-l folosim. De unde vine, cine l-a făcut, într-adevăr, era atât de bună, ca să avem încredere în el, nu trebuie să-l cunoaștem. Mai ales cei care, doamna Caterina, cred că știți cât e de important să cunoaștem bine instrumentul pe care îl folosim, atât și cotațiile pe care sunt instrumentele pe care tranzacționăm, cât și instrumentele de indicatori și orice. Deci istoria este interesantă, deci puteți să vă relaxați să ascultați, după care trece domnul Andrei cu partea tehnică și o să vă arăt astăzi trei instrumente ale Fibonacci. Ele sunt câte în total? 5, 6, 10. 5 de la mult? 7. 7. Încă? Ați înțeles? Da. Tema nu-i simplu deloc. Da, mai trebuie să ne mai documentăm. Mai venit de lucru. Cum am mai spus mai înainte, că cer în serie de instrumente de masterclass-uri simple, tehnice, pentru că încercăm să... Noi dăm materialul mai sofisticat la trader, dar este nevoie de lucruri simple, de dat, că ei se înțeleagă bine. Și din cauza asta și de a mai trebuie să simte, pentru că catare sunt doar 6 instrumente ale Fibonacci și o să vedeți deja care sunt ele. Astăzi o să fiu doar 3, ca să le înțelegeți bine și domnul Andrei are și o cireașă de tort acolo la sfârșit, o să vedeți ce este vorba. O să vă dau iarăși anchetele, pentru că o prins din data trecută, am ținut cont de recomandările voastre. Și apropo, mesele din note, toți au folosit, 10, 10 cu tu, super, deci înseamnă că este bine, prinde bine informația. Vă doresc seara plăcută, savurați și nu uitați să aplicați tot ceea ce învățați și să treceți o săptămână, vă așteptăm cu rezultatele deja. O să transmiteți la fiecare, cine nu are pix, cred că vă descurcați, toți au pixuri de obicei. Când vin, să noteze, da? Informația. Seara frumoasă! La revedere! Bună seara, încă o dată la toți! Bună seara! Ia să-mi spuneți voi, ce cunoașteți voi în general despre Fibonacci? Italian, s-au născut la pizza. Așa. Încă? De fapt, astăzi vorbești, noi și la curs, la lecții simple care vin. Adică, eu de regulă tot rog traderii informații despre această persoană și noi o să discutăm, dar până la urmă toți se interesează că cum el e tranzacțional, nu mă interesează de unde el și cum anume e tranzacțional și se mai discută despre asta, desigur că nu, pentru mine este atât de important, dar astăzi, iarăși, cât de cât o să mai discutăm despre istoria lui și despre importanța lui. Așa că, cum a spus doamna Olga, o să mergem un pic în evoluție, eu așa într-o mine povestea. Și o să vedem de unde el provine și ce este atât de important. Cine a mers în Italia, Pisa? Dumneavoastră. Și atât? Prin ce este el atât de faimos în acest oraș? Cine are turnul celălalt? Turnul cazător. Așa, prin turnul celălalt. Știți că avem o astfel de clădire și la noi în Republica Moldova, care este un pic înclinată? Pe stânga sau pe dreapta, asta nu cunosc, dar este. Cunoașteți sau nu? Lângă Iazul de ce? La fel este o construcție cu 16 etaje, de la început un business centru să fie sau un hotel, nu mai cunosc, dar până în ziua de astăzi a fost o problemă de la temelie și stă înclinat. Acum foarte mult se sar cu... Merg acolo. Vreau și eu, una din scopurile mele este ca să merg acolo, pentru că mie adrenalina îmi place și genul ăsta de sport. Bun, deci hai să vedem cine a fost, de fapt, Leonardo
Leonardo Pisano Fibonacci sau Leonardo din Pisa, mai mulți îl corectează în diferite feluri. Deci este considerat unul dintre cei mai mari matematicieni al timpurilor, începând chiar și din vecul mediu. S-a născut în Pisa, foarte corect, orașul unde este foarte remarcat și foarte faimos prin turnul care este înclinat într-o parte. Tatălui a fost ofițer vamal în orașul de Africa de Nord, numit Bugea. Și, după cum ne dăm seama, Fibonacci a crescut în civilizația nord-africană, primind o educație specifică acestei zone. Știți sigur că a călătorit foarte mult prin acele regiuni. Dar călătoriile lui, desigur că l-a întâlnit ceea ce a devenit el faimos. A învățat de la comercianți foarte multe formule, foarte multe sisteme, ecuații aritmetice și desigur că asta a adus unde se folosește peste tot. Fibonacci și-a terminat călătoriile undeva prin anii 1200, s-a întors înapoi în Italia și a început lucrarea cărților. Cunoașteți câte cărți a scris el? Sau cea mai renumită carte a lui care este? Nu cunoașteți, da? Haideți că o să vă spun. Înseamnă că informația este destul de nouă. Deci, Fibonacci, deci prima lui carte, deci publicată în anul 1200, deci care se numește Liber Abaci. Deci ele, de fapt, sunt mai multe, câteva sunt pe cale de dispariție, dar câteva s-au păstrat. Deci una dintre cele mai faimoase și cunoscute, deci este Liber Abaci, după care Practica Geometrie, Flos și Liber Quadratul. Liber Abaci, care este publicat în anul 1202, deci este un tratat de aritmetică și algebră care exprimă cunoștințe acumulate de autor în timpul călătoriei sale și desigur că aici găsim și șirul lui de aur sau fabulos, deci nu știu cum să-l numesc, pentru că într-adevăr este ceva minunat acest șir. Foarte mulți numesc șirul lui Fibonacci, dar de fapt șirul nu vine de la el, dar a devenit cunoscut pentru că el l-a implementat în această carte. De fapt, acest șir a fost descoperit de niște matematicieni indieni, dar iarăși nu putem să știm adevărul, cum se spune că Cristofor Columb a descoperit America, dar până la urmă nu el a descoperit-o, dar el cel mai tare a strigat în gura mare și a descoperit. Acum, cine strigă cel mai tare înseamnă că a lui este teoria și el are absolut totul. Deci, primele cifre care au fost introduse în această carte, deci au fost cifrele Brahmi, care au fost inițial 9 la număr. Și desigur că sunt prin diferite simboluri până a deveni cifre romane. Deci, este un sistem numeric care se numește Hindus Arab, care a fost inventat în secolul 1, în secolul 4 după Hristos. Și desigur că din niște hinduși a fost. După care mai târziu a fost răspândit în evul mediu. Adică vă dați seama, el când a scris cărțile, este mai întâi de toate le-a scris cu simbolurile Brahmi, după care a devenit aceste cifre. Deci cărțile lui sunt destul de groase, toate calculurile astea matematice. Deci ce-au făcut toată omenirea? Că acum noi doar ne folosim de absolut tot ce este. Nu mai avem nevoie de o invenție, doar dacă să o profilăm sau să-i facem câte un refresh. Deci, aceste seturi de simboluri, deci ele sunt împărțite în trei familii principale, deci numere hinduse utilizate în subcontinentul indian, în cifre orientale arabe, care sunt utilizate chiar și în prezent în Egipt și în Orientul Mijlociu, și în cifre care sunt utilizate în vest a Orientului Mijlociu, cât și în Europa. Deci, dacă să vorbim însăși despre carte, calculele matematice, despre care am menționat recent, deci prima parte a acestei carte, deci sigur că sunt aceste cifre
care am menționat adineori, după care, deci, se vorbește despre simplele calcule, cum este adunare, scădere, înmulțire, împărțire, după care, în a doua parte a cărții, deci, se vorbește despre problemele în comercializare, adică însăși comercianții de pe timpul acelea, ce probleme ei întâmpinau. În această carte, deci, se întâlnește și calculul profitului, adică încă în evul mediu, ce fel de calcul profitului să fie, dacă nu erau lei, nu era nimic, acolo doar se făcea schimb. Tu ești vânător, îmi dai carne, eu sunt pescar, îți dau pește. Cam așa era comercializarea pe timpul acelea. Dar pe aici se calculeau profiturile și încă o nuanță foarte interesantă care am găsit-o, că se calculează și convertirea valutelor. Toate pe acolo încă nu era vorba de valute, dar deja era calcul. Deci vă dați seama persoana asta ce minte avea pe timpurile alea. Și desigur că și diferite probleme originale care vin din China sunt aici. În a treia parte a cărții, deci în a treia parte se vorbește despre împerechearea iepurilor. Cine cunoaște această mini-teorie? Despre ce este vorba? Știți că iepurii se împerechează după o formulă oarecare. Are cineva cunoscut care are fermă de iepuri? Sau noi cunoaștem. Eu țin minte când eram foarte mică, tata tot avea o pasiune de asta cu iepurii și era doar de ajuns să aducă un iepuroi la iepuroi și asta era tot. Dar Să înmulțeau așa, asta e tot. Dar de fapt aici este o teorie foarte mare, ca să înțelegeți. Adică o persoană plasează o pereche de iepuri într-un spațiu închis și se întreabă câte perechi de iepuri vor exista la sfârșitul unui an de zile, dacă se presupune că în fiecare lună, fiecare pereche naște o alta, care din luna următoare devine fertilă. Deci de aici, anume de aici începe stângeți-vă rog și cu mine acelalt un pic. De aici începe șirul numeric al lui Fibonacci. Deci începe teoria. În prima lună, prima pereche de iepuri, deci desigur că ca să fie două perechi de iepuri. În a treia lună, deci iarăși, după doi ce vine? Trei perechi. După care, în a patra lună, iarăși mai multe. Deci calculul lor este ca în luna a 11-a să fie 233 de perechi de iepuri. Deci mai puțin de un an de zile. Deci desigur că această teorie, deci ea este ideală. Nu se ia în calcul iepurii care pot să moară. Pentru că se mai întâmplă, mă rog, așa. Dar teoria spune așa. Deci după cum vedeți, de a face o afacere este foarte ușor, în teoria și șirul lui Fibonacci, cumpărăm o pereche de iepuri și o punem în practică. Deci însăși de la această teorie, dacă stăm să ne gândim practic omenirea, tot putem să spunem că a apărut așa de la doi perechi de oameni, așa cum se scrie în carte, fiecare susține teoria lui, de la doi oameni iarăși încă doi, de la doi încă trei și tot așa ne-am înmulțit și am ajuns la un număr mai mare. Deci șirul lui Fibonacci, deci cunoaștem toți de la lecție, că el începe de la 0, 1 și oricare cifră care o adunăm cu anterioara, deci ne dă următorul. 2 cu 1 e 3, după care 5, 8 și tot așa mai departe. Deci este un șir infinit. Și cel mai interesant că în jurul acestui șir se învârte absolut totul ce este în jurul nostru. Conform acestui șir apare și raportul de aur. Cum anume el apare? Pentru că fiecare număr se obține împărțind un element al șirului Fibonacci la precedentul său. Deci dacă să luăm 13 să împărțim la 8, deci ne dă aproximativ 1,625. Deci următorul număr să împărțim la precedentul, deci cu cât împărțim la fiecare, deci avem raportul de aur de aproximativ 1,61 și 8. Cel mai interesant, pentru că dacă să iau 377 să-l împart la 233, îmi dă această cifră, și dacă împart 233 la 377 sau 377 să-l împart la 141, fix această cifră mie mi-o dă. Orice număr să iau din șir să-l împart la anteriorul sau precedentul, deci eu o să am acest raport de aur, care desigur că este egal cu numărul fi.
numărul fi, deci este exact 1,618. Unde este, deci, această istorie a proporțiilor, deci ea este utilizată atât și în lumea artei și în natură, care absolut totul se coincide la acest raport sau proporția de aur sau numărul de aur, deci puteți să-l numiți în diferite moduri. Deci, dacă să ne gândim în natură, deci, în natură, dimensiunile cochiilor a mielcurilor marini, deci la fel se întâlnește această spirală și proporția de aur. Frunzele unor plante, să luăm chiar și pomul bradului, deci la fel începe de la numărul 1, după care începe să se extindă, sau chiar și coaja ananasului. Deci ați văzut că tot e mai tare, se extinde toate punctele cele a lui. Deci absolut totul, frunzele, distanța dintre frunze, petalele florilor, dar acum noi o să vorbim despre asta. Cel mai important, pe conace, deci el este în știință, în diferite raporturi și matematice, în natură, în arhitectură, în frumusețe, în medicină, peste tot. Desigur că există adepți sau fani, să spun, acestui număr, care pretutinde caută acest raport, deci ce nu ar face, ei caută acest raport, ce găsesc. Dar sunt și sceptici care ei consideră că este doar o coincidență. Voi cum credeți? Credeți în fapte sau în formule sau credeți că totul este o coincidență în acest univers? Prea mare coincidență. Prea mare coincidență ca să fie coincidență? Da. Cam așa m-am gândit și eu, pentru că la fel, absolut ce se întâlnește, este coincidență sau nu, nu putem să știm 100%, dar știm singurul lucru, pentru că această formulă lucrează absolut peste tot. Dar dacă se apuce cineva de iepăr, să vină și să-mi confirme asta. Așa, deci una încă din curiozități, deci este că Fibonacci se întâlnește și în mâna omului, și în braț și în mână, dar acum noi o să vorbim. Chiar el se calculează și în zilele de naștere și în construirea piramidelor. Adică piramidele care sunt în Egipt, a fost cineva în Egipt. Acum sunt oferte fărbinți. Deci piramidele la fel sunt construite după acest raport și după șir. La fel vine una, două și tot așa mai departe. Se spune deseori că aranjamentele florale, ce, dacă vorbim de floarea soarelui, deci sunt 55 de spirale într-o direcție și 89 de spirale în altă direcție, care ele la fel fac parte din șirul lui Fibonacci. Dacă dăm un pic înapoi, iarăși avem 55 și 89. De exemplu, crinii și irișii au 3 petale, bitenul cocoșului are 5, nemțișorii au 8 petale, gărbenelele au 13, ochiul boului poate avea 21, în timp ce margaretele pot avea 34, 55 sau chiar 89. Și are și toate vin în crescător. Dacă se privește o plantă de sus în jos, se observă că frunzele sale sunt astfel dispuse încât cele de deasupra nu le opturează, adică nu le astupă pe cele de desubt. În acest fel, fiecare frunză primește suficientă lumină solară și permite apei de ploaie să alunice către tulpină și să fie dirijată spre rădăcină. O altă armonie a naturii în concordanță cu secvența lui Fibonacci. Dacă să luăm ceea ce am spus eu despre corpul uman, deci dacă privim mâinile, deci sunt două mâini, a câte 5 degete. Având fiecare câte 3 falange separate prin 2 articulații. Deci cum lucrează aceasta? Iarăși că este coincidență sau nu, dar raportul iarăși este că cea mai mică, deci cel mai mic os are 2 cm, următorul 3, după care 5 și cel mai mare care unește cu palma sau cu palma, deci are 8 cm. Deci așa este caracterizată sau considerată o palmă sau niște degete ideale a unui om. Deci ce spune centimetri? Da, îmi cer scuze, da.
Așa este. Mi-ați dat dreptul acasă. Asta e ideal, da? Da, așa se consideră proporția ideală. Da, o să mergem și încă multe. Și proporția pi, despre care vă spuneam eu, că este egal cu 1,61 și 8. La fel și fața umană, deci la fel este considerată ideală conform unor proporții, pentru că se ia distanța dintre ochi, distanța dintre gură și ochi, distanța dintre gură și sprâncene, dar acum și o să discutăm și despre asta. În estetică, de fapt, se apreciază că fața umană trebuie să fie exact raportul acestui Fibonacci. Deci persoanele care lucrează să fac operațiile plastice, iarăși se conduc după acest raport. Un factor iarăși foarte interesant, pentru că proporția de aur, ea se întâlnește și în ceea ce ține de testul sau în ADN-ul omului. Adică fiecare ciclu al moleculei de ADN măsoară 34 angstrom lungime și 21 de angstrom lățime. Deci e și în medicină este și iarăși se spune că ideal, deci sunt aceste proporții. Un alt factor care iarăși pentru mine a fost foarte surprinzător este că dacă împărțim intervalul de 0 grade și 100 de grade Celsius corespunzător punctului de solidificare, respectiv punctul de fierbere a apei în secțiunea de aur, obținem valoarea de aproximativ 38,2 grade Celsius, ceea ce face din raportul șirului Fibonacci. Deci aceasta fiind temperatura organelor interne din corp, cu alte cuvinte, temperatura la care se află apa în interiorul unui organism uman viu. Deci apa din interiorul nostru și organele din interiorul nostru, deci tot au o temperatură oarecare, care este de 38,2. Nu știu, fierbinte? Sau depinde? Care și cum? La fel se întâlnește și în diferite amprente, care la fel se aseamănă foarte mult cu spirala, care este poriclită sau definită ca semnătura lui Dumnezeu în creație. Deci amprentele așa ele sunt, dar această spirală, deci sigur că o găsim nu doar în amprente, dar chiar și în ochi, și în ureche, și în buric, absolut peste tot. Următoarea, deci ceea ce ține secțiunea de vină a omului vitruvian, a lui Leonardo da Vinci. Deci iarăși proporția lui, ceea ce ne spune că de la soră până la buric trebuie să fie o proporție, de la buric până la brațe, de la brațe până la cap. Deci absolut totul se rezumă iarăși la cifra 1,61 și 8, și un raport ideal pentru corpul uman, deci este prima parte sus până la buric este de 13, după care de 8, încerc scuze, după care de la buric în jos este de 13. Deci el dacă are acest raport, care iarăși 13 să împărțim la 8, ne dă 1,61 și 8, deci este corpul ideal a unui bărbat. A unei femei, deci este în prima parte de 8 și în a doua de 5, care iarăși se rezumă la acest raport ideal. Iarăși o să mergeți acasă și o să vă măsurați și o să vedeți coincide acest raport sau nu. Ceea ce ține de față, deci numărul de aur este considerat o adevărată mască a frumuseței aplicată pentru chipurile din toate timpurile, începând de la Nefertiti. Adică toate fețele frumoase, feminine, atât a actrițelor cât și a modelelor, deci ele la fel sunt selectate conform acestui raport, care trebuie să coincidă numai decât. Deci ce ne spune? Că lungimea și lățimea feței trebuie să corespundă acestui raport. Distanța dintre buze și linia sprâncenilor, adică unde se întâlnește linia sprâncenilor, la fel trebuie să corespundă raportului. Lungimea nasului și lungimea gurii, lățimea nasului și distanța dintre sprâncene. Deci dacă ele absolut toate coincid acestui raport, atunci persoana poate să fie selectată ca model sau ca actriță. Deci nu în zadar, toate modelele și actrițele sunt frumoase și mai mult rotunjoare la față. Ați observat asta? Un pic. Este așa ceva.
Desigur că numărul de aur, deci aplicația acestui număr, deci cum am menționat, deci este atât în artă cât și în sculptură. Iarăși, dacă cu toții cunoaștem creația lui Da Vinci, deci a fost creat conform acestui raport, care iarăși dintre braț, dintre cap, nas, gură, barbă, absolut totul, se rezumă la acest raport. Dacă vorbim despre arhitectură, deci o să vorbesc despre Acropola din Atena, deci acest templu antic se încadrează aproape perfect într-un dreptunghi de aur. Deci ce înseamnă acest dreptunghi de aur? Că toată lățimea și lungimea acestui dreptunghi la fel se rezumă la, la această proporție, începând de la acest mic cu mai mare, care duce. Deci toate aceste mărimi la fel se împart și contribuie la această proporție. Dar nu este doar această arhitectură, deci mai avem ce ține de Taj Mahal, la fel se rezumă, se găsește aceste dreptunghiuri de aur la Notre Dame de Paris, la fel, și la Tower din Toronto. Deci acolo la fel, deci aceste creații sunt create conform acestui șir și acestui raport. Mișcarea curenților de aer în spirală, cât și șerpantinele, deci prin munți când mergem, deci la fel se rezumă la acest șir și la această spirală. Plus la asta și în creația, ceea ce ține de pământ, apă, foc, aer și de fierul ceresc. Deci sunt cinci elemente care ele se rezumă la formula fericirii. Ceea ce înseamnă pământ, apă, foc, aer și etherul, care el este mai numit și trandafirul cu 5 petale. La fel, dacă să vorbim și despre elementul și simbolul fi, care are și este egal cu 1, 6, 1, 8, deci dacă adunăm aceste cifre între ele, deci el ne dă cifra 7, care iarăși sunt 7 zile, 7 minuni și plus la asta se consideră și cifra iubită de către Dumnezeu. Așa se spune în univers. Savantul român Henri Coandă, deci la creația romanilor, deci el la fel a folosit acest raport, doar că a ascuns această formulă și desigur că a trebuit mulți ani de zile, deci la cercetarea acestui avion, deci peste câțiva ani de zile, colegii lui au depistat că de fapt formula este în creația aripilor, deci stă iarăși raportul de aur al lui Fibonacci. Dar în tranzacționare, cum s-a ajuns așa ideea ca să fie el implementat în tranzacționare? Deci matematicianul american, Eliot, deci el a cercetat foarte mult trading-ul și piața de capital și desigur că el s-a gândit așa la teorie care nu este o teorie, mai mult este un principiu care se numește principiul valorilor al lui Eliot. Deci, în ce constă acest principiu? Deci, el mai mult analiza comportamentul vânzătorului pe piață și teoria mulțimilor, pentru că cunoaștem foarte bine că piața este mulțimea și emoțiile tuturor oamenilor. Deci, care este teoria lui? Teoria lui este că dacă este o mișcare sau o piață bullish, adică o mișcare sau un trend ascendent, deci impulsul el este format din 5 mișcări crescătoare, după care când urmează o corecție, el face doar 3 mișcări sau 3 valuri, când numește așa chestie în principiul valurilor, din 3 valuri deja în descendență. Dar noi cunoaștem foarte bine că dacă mergem un impuls sau două figuri de continuitate, figură de continuitate, picioruș, iarăși, figură de continuitate, după 3 figuri, deci o să urmeze numai decât o corecție oarecare. Iată principiul ăsta, el la fel l-a descoperit, care el merge, iarăși este o teorie analizată în timp de zi, în timp de o oră și în timp de un minut,
Și ceea ce ține de o piață descendentă sau bire, și deci la fel, impulsul este format din 5 mișcări în descendență sau 5 valuri, după care corecția își urmează 3 valuri în creștere. Acest principiu sau acest val a dus chiar și la analiza dezvoltării sociale și istorice a țărilor și economice a lor. Cum acest șir și aceste elemente mai exact sunt puse aici în tranzacționare, deja o să vă povestească colegul meu, după care, deci noi știm foarte bine, și adică să vă notați că sunt 5 instrumente al lui Fibonacci. Astăzi noi o să discutăm despre 3, o să facem și o mică recapitulare, cu toate că la lecții ele se oferă, dar cineva înțelege, cineva mai mult prin practică are nevoie ca să-l înțeleagă. Dar despre cereșica asta de pe tort noi o să mai discutăm mai la final. Dar acum să trecem la partea tehnică. Am să dau fost așteptată de voi, dar mai întâi vreau să vă întreb cum credeți, de ce am insistat așa mult, da, pe prima parte introductivă, cum credeți? Și colega mea v-a tot prezentat multe și multe exemple unde se întâlnește acest raport și aceste elemente al șirului Fibonacci. Cum credeți? Sunt părere. Am anumite logice și nu. Dar pe rând. Spuneți. Ca să înțelegem că este, adică este și foarte prezent în trading, să luăm atenție la ea. O idee? Cineva ce părere mai are? Argumentarea teoriei. Pentru ca să-și susțină teoriile, nu să-și implementa teoriile. Deci, scopul acestei părți introductive, care Victoria a prezentat-o, era, de fapt, să arătăm importanța lor, și cât de siguri ele sunt, ca să știm cât de mult noi putem să ne axăm pe ele în trading. Deci cum credeți dacă arhitecții, dar cei care proiectează, deci dacă se bazează pe rapoartele, da, din șirul lui Fibonacci, da, deci proiectează clădiri, unde este vorba despre vieți omenești, ele sunt sigure, aceste rapoarte? Da, trebuie să fie. Corect, da, deci... Deci dacă... Persoanele, da, dacă au încredințat vieți omenești la rapoartele date, deci deja de trading, cred că putem să stăm liniștiți, da? Și putem avea încredere în nivelele instrumentelor Fibonacci. Ca idee, haideți să vedem care sunt instrumentele lui Fibonacci. Două sigur le cunoașteți toți. Care sunt? Expansion. Linie, expansion. Și canal. Poftim? Canal. Ceva fan. Cum? Fan sau... Arc. Cred că vei era să vă temele. Da, da, da. Și încă unul? Sunt 6. Nu m-ați uitat, nu ați fost curioși. De ce în slide erau 5? Poftim? De ce în slide erau 5? În slide erau 5? 6. Haideți să uitați. Nu, 6 erau. Erau 6. Cele 6 instrumente lui Fibon. Și al șaselea instrument, vorbim despre zonele temporare a lui Fibonacci. Astăzi o să recapitulăm, o să insistăm pe cele două instrumente care deja le cunoaștem de la partea practică, doar că am ajuns la concluzia necesității de a insista pe aceste instrumente din convorbirile cu traderi, da? Deci, prevenție. Întâlnește că traderi de la curs, da, dintr-o oră în care noi prădeam Fibonacci, nu însușesc chiar 100% bine cum funcționează acest instrument. De ce inițial am să insist încă o dată pe partea, da, de ceea ce vorbim la practică și ulterior vom aborda un instrument în plus despre care nu am mai vorbit până acum la orele practice. Haideți să vedem în general, deci, cum funcționează, ca idee. Imaginați-vă, are loc un meci de fotbal, corect? Acum încerc, pare mi se
ce euro, dar nu se pare amator de fotbal, dar știu că urmează, da, eveniment. Respectiv, când este programat meciul, apar biletele, corect? Și din start, cu cât cererea este mai mare, respectiv cresc și prețul biletelor. Da? Ca exemplu, sau pe moment am putea să de fapt, da, așa vine. Deci, punctul de pornire a prețurilor biletelor, da? Și cât mai mult biletele se vând, corect, tot se scumpesc, rămân cele mai scumpe și în momentul în care, da, se ajunge la un apogeu al prețului. Și la un moment dat, când au rămas, să spunem, câteva bilete, câteva locuri poziționate, nu chiar bine, da, mai cedează din preț cu ideea să le vândă pe toate, da? În momentul în care au fost vândute toate, gata, nu mai sunt bilete în vânzare. Dar noi știm că se practică des ideea asta, că eu cumpăr nu un bilet, dar 10, aștept să se epuizeze. Da, și sau până știm de obicei că limbajul traderilor, da, rusă de obicei când zic, da, pașii băchii în boie, da, s-a început o mișcare de cumpărare, s-a invers, pașii medvedii în boie. Da, la noi, încă în exemplu dat, da, au pornit în atac bișnițarii, da, ridică prețurile la bilete, astfel încât să-și facă profit, și la un moment dat, dacă cererea este mare, vor vinde biletele chiar și mai scump care a fost prețul maxim. Da? Deci, pe aceeași idee, mergem și în trading. Deci, suntem în prezența unui impuls. Deci, mergem ca și idee de la definiția instrumentului. Ce este Fibonacci linie? Ce calculează el? Adâncimea corecției în funcție de impulsul precedent. Deci nu trebuie să învățăm mecanic, dar gândim logic definiția. Deci suntem în prezența unui impuls și ce calculează el? Adâncimea corecției. Dacă vorbim de calcule, respectiv, avem nevoie de o linie gradată. Da. O să vorbim inițial, da, despre tot impulsul care reprezintă 100%, dar 100% reprezintă un impuls cap-coadă. Și o să avem nivelul 0 și 100. Suntem în prezența unui impuls crescător. Cum credeți, de ce este 0 sus și 100 jos? Și nu invers, că logic trebuie să fie invers, da? Suntem în prezența unui impuls crescător. Răspunsul este iarăși din definiție, fiindcă Fibonacci linii calculează nu impulsul, dar adâncimea corecției. Și respectiv, avem și gradarea inversă după corecție. Da? Avem la jumătate nivelul 50, cred că aici nu trebuie să mai cercetări matematice, știm toți să împărțim o jumătate. După care, da, suntem în prezență nivelului care? 61 de bloc. Celălalt? 60. Și? 20. Deci vedeți că este regla gradată invers, fiindcă măsoară adâncimea corecției, nu înălțimea impulsului. Este clar până aici? Ok. Gândiți-vă această mișcare ca prețul unui produs. De fapt, noi suntem în prezența unui instrument, da? Care vrem să cumpărăm. Deci dacă vorbim despre un produs, nu știu, achită și telefon, nu contează, da? Și prețul tot se crește și crește, întrezește interes. Vă amintiți când, prin 2008, sau când au apărut iPhone-ul? Mare solicitare nu era. Dacă a ajuns prețul unui iPhone peste 1000 de euro, toți vor iPhone. În momentul dat, mi se trezește interes, da? Deci ați observat toți, când uitați pe grafic și când vedeți câte un impuls pe grafic, vă opriți. Asta este ce se întâmplă, de fapt. Da? Și vă gândiți, dacă eram eu prezent pe piață, era să fac profit. Da? Și acum, deci, observați, deja este prea târziu să cumpărați, este prea scump. Da? Telefonul dat e prea scump ca să-l cumpărați acum. Ce așteptați? Așteptați o reducere. Corect? Și reducerea face fi de cât? De 23%, de 38%, de 50% sau chiar 60% reducere. Și atunci deja mi-este convenabil să cumpăr, nu? Da. De aceea,
noi așteptăm corecția să vedem de la care nivel se va respinge. Fie se respinge de la nivelul 23, fie se respinge de la nivelul 38, 50 sau 61. Importanță deosebită le dăm nivelelor 61 și 8, 2, și 38 și 2. Sunt nivele mai sigure, de la care mai frecvent au loc respingerile. Am citit într-un articol, s-a făcut ca un experiment social foarte interesant, deci într-un pat, pe o bancă mai lungă, invitau persoanele să ia loc. Și marea majoritate, inconștient, luau loc pe bancă, dar nu se așezau fix pe mijloc. Fie puțin mai dreapta, fie puțin mai stângă. Care dacă e să raportăm la nivelul Fibonacci, fie 61, fie 38. Da, deci, ideile astea, descoperirile lui Fibonacci, de asta noi am insistat mult pe ele în prima parte, da? Ca să aducem la cunoștința voastră importanța lor și cât de sigure ele sunt. Dar până și la nivel inconștient, instinctiv, noi le avem în mintea noastră, până și, da, cum a spus domnul Șara Victoria, până și în ADN sunt prezente aceste proporții. Ok. Respectiv, să presupunem că s-a respins de la nivelul 23.6. Am confirmare, ce fac? N-am spus că trebuie să cumpăr cu reducere. Da? Deschid tranzacții de buy. Doar că, dacă eu sunt interesat de un produs, în funcție de cât o să fie mai mare reducere, poate mai multe unități am să cumpăr, corect? Deci, când de vedere că este o reducere doar de 23%, poate n-am să cumpăr chiar foarte multe unități. Respectiv, am să intru cu o cantitate pe piață un pic mai mică. De ce? Reducerea poate să fie mereu. Corect. Fiindcă, de fapt, respingere pot fi și de mai jos. Da? Poate fi doar o respingere de moment, ca ulterior, da, să-și continue corecția. Respectiv, dacă de data aceasta, da, s-a respins de la nivelul 38 și 2, țin cont, este un nivel mai sigur, da? Deci situațiile sunt mai frecvente, se respinge, da? Am să-i dau iarăși un buy cu un volum puțin mai mult, da? Am să mă orientez până la nivelul 0, da? Fiindcă am să mă gândesc la ideea că prețul produsului, da, inițial o să ajungă mai întâi la costul inițial, da, și ulterior poate să se mai scumpească, în funcție de cerere. Ok. În cazul în care se respinge și de la 38.2, da? Pe aceeași ordine de idee merge și la nivelul 50 și la nivelul 61.8. În toate cazurile ne vom orienta la un stop loss sub nivelul 61.8. Indiferent de unde îi dau bani. De ce? Dacă i-am dat bai de la nivelul 23.6, mă gândesc că am un take profit micuț și un stop loss mai mare, dar am intrat cu o cantitate mai micuță. Da? Și este, există o probabilitate ca de fapt să vă atingă totuși take profit și să continue adâncimea corecției, da? Fiindcă, după cum știți, prețul fluctuează, nu stă pe loc. Deci, în așa manieră, de fapt, v-am prezentat și tactica care de tranzacționare. Sigur adăugări, sau medieri. Da? Deci, în așa manieră, de asta și-am spus că intrăm cu o cantitate mai mică pe piață, fiindcă eu știu că există probabilitatea să-și continue mișcarea descrescătoare, da? Și eu să am rezervă, pot să-i mai dau bai de mai jos, ca într-un final să am un take profit amplu. Până aici este clar ideea? Pentru toți? Sau vreți să mai insist o dată? Cred că nu e cazul, nu? Bine. Până unde merge prețul? Până la 0. Și dacă străbate 0? În cazul în care eu am o praștie, da? Și vreau să trag. Când am fost mici, mai răzi mai băieți. Când eram mici, ne-am jucat toți cu praștiele, corect? Și dacă întind praștea mai tare, până unde o să zboare piatra. Deci, exact, n-am să știu până unde, dar cam în maniera asta, da? Deci am praștea și în funcție de adâncimea corecției, cât de tare am să trag eu praștea, se va depăsa și piatra, da?
Deci, în momentul dat, cum am să-mi dau seama? Voi plasa Fibonacci Expansion. Care, haideți să vedem ce înseamnă Fibonacci Expansion. Dar eu am insistat inițial că ideea de a nu învăța mecanic, de a nu percepe lucrurile mecanic, ci logic. Se le deduceți din definiție. Ce este Fibonacci Expansion? Expansion. Ce măsoară? Expansiune. Expansiune. În funcție de ce? De reducere. Corecție. Deci a spus că Fibonacci linie măsoară adâncimea corecției în funcție de ce? De impulsul precedent. Fibonacci Expansion, noi îl știm că el se extinde mai sus. Deci el ce ne măsoară, de fapt? Creșterea impulsului în funcție distanța, da? Lungimea impulsului în funcție de ce? De corecția și impulsul precedent. Simplu. Sau nu? Este? Haideți să discutăm aceste lucruri și pe grafic. Să vedem exemple. Mergem pe instrumentul clasic Eurodolar. Chiar acum, recent, am văzut un impuls descrescător. Este? În momentul în care îl plasez, observ ce? Inițial, da, s-a respins de la nivelul 236, situația care o vorbeam mai din aur, da? Parcă a fost o confirmare că deja s-a terminat corecția, dar de fapt își continuă corecția. Dar și într-un final el s-a respins de la nivelul 50. Dar de ce? Dacă eu de la respingere 23.6 am intrat cu o cantitate mai mică în piață, stau liniștit, ok, există probabilitate, dar nu mă copleșesc emoțiile, băi Doamne ce-am făcut, că mi-am depășit riscurile și să nu iau stop loss. Stop loss, dar este un stop loss micuț, chiar și dacă, în caz că. Ne-am înțeles? Deci ulterior a fost o confirmare clară, dar respingerea de la nivelul 50, doar că nu a ajuns exact, deci este un impuls mai lung, deci eu cred că putea să ne orientăm până la următorul nivel, nu chiar până la nivelul 0. Haideți să ne uităm în istorie. Haideți să ne uităm în H4 pe un impuls anterior, să vedem și cu ideea de Fibonacci Expansion. Deci, suntem în prezența unui impuls crescător. Este? Da. Se vede clar, da? De început și sfârșitul impulsului. Iarăși situația despre care am vorbit. S-a respins de la nivelul 23 și de data aceasta, chiar dacă deschideam tranzacții, era să fie în regulă, fiindcă mi-a atins nivelul 0, doar că s-a respins și s-a continuat corecția. Până la care nivel? Până la nivelul 61.8. Deci vedeți cât de bine, dar noi știm, am mai vorbit și la lecțiile practice, că da, noi nu suntem la geometrie, la desen linear, dacă vă amintiți când am avut așa disciplină în școală, când conta fiecare milimetru, dacă depășeam pe un milimetru și strica desenul, nu, în trading nu nimic exact, fix, fix, de la linie la linie, punctușor la punctușor, da? Se vede clar, noi știm că nivelele psihologice, chiar și nivelele lui Fibonacci, care deseori noi am observat că ele coincid cu nivelele psihologice, da? Este ca o zonă de acțiune. Deci, am văzut, s-a respins de la nivelul 61, take profit dacă era până la nivelul 0 era regulă, dar l-a străbătut. Hai să vedem până unde l-a străbătut, până unde a mers prețul. Am spus că avem nevoie de Fibonacci care? Știm cu toții cum se plasează Fibonacci Expansion. Dar Fibonacci linii se plasează pe direcția impulsului, dacă este impuls crescător, se plasează, da, de la început până la sfârșitul. De ce nu spuneți ștept capul până în furcă? Deci instrumentul se plasează pe direcția impulsului, iarăși, tratând logic definiția. Dacă am nevoie de Fibonacci linie, ce este linie? Măsoară adâncimea
corecții în funcție de impulsul precedent. Înseamnă că îl voi plasa pe impuls. De unde a început impulsul? De aici și până unde? Până aici. E clar direcția în care eu plasez instrumentul. Acum haideți să vedem Fibonacci Expansion. Am spus că el măsoară ce? Următorul impuls în dependență de corecția și impulsul anterior. Haideți după logica definiției să încercăm să plasăm instrumentul. Deci am spus că în dependență de impuls și corecția anterioară. Deci mă uit care este impulsul, de aici a pornit până aici și merg pe adâncimea corecției. Ce observăm? Că prețul a mers foarte bine până la nivel, nivelul 61.8 al lui Fibonacci Expansion coincide cu nivelul 0 și a mers foarte bine până la nivelul 100 al lui Fibonacci Expansion. Până aici este clar? Haideți să ne uităm și pe un alt instrument, de exemplu, da, pe... Tranzacționați pe Petrov, îmi place? De exemplu, aici, dar chiar impulsul dat. Haideți să mergem pe impulsul dat. Luăm Fibonacci, îl pasăm pe impuls. Corect? Și ce observăm? S-a respins frumos de la nivelul 23.6 și din start aș străbătut, nu din prima mișcare, dar un pic a oscilat între nivele, dar după care a străbătut nivelul 0. După teorie, ce fac? Mă gândesc până unde merge următorul, da? Am tras praștia până unde zboară piatra mea. Hai să văd. Iau Fibonacci Expansion. Mai întâi să fixez Fibonacci linie. Și iau acum Fibonacci Expansion și îl plasez după teorie. De unde a început, de unde a sfârșit și până la adâncimea corecției. Și acum văd un frumos. A urcat prețul de trepte. A străbătut nivelul 0, a atins și nivelul 61.8. A oscilat prețul până la nivelul 100 al Fibonacci. Și încă puțin, da, i-a mai rămas ca să ajungă până la nivelul 161.8 al Fibonacci Expansion. Este? Merge teoria sau nu vrea? Rămâne doar să o aplicați în practică. Spăcea întrebare. Da, sigur. Dar mereu trebuie depus stop loss-ul sub 61. Recomandabil este. De ce, da? De ce ai menționat, da? Deci, care este logica pentru care noi plasăm stop loss-ul sub nivelul 61.8? Fiindcă am spus că este probabilitatea, am menționat din start, că nivelele mai sigure și care mai des au gol respingere este nivelul 38 și 61. Și dacă eu ascund stop loss-ul după nivelul 61, este probabilitatea mică ca să mă atingă prețul stop loss-ul meu. Alte întrebări? Eu cam dat până aici. Spuneți. Ați fixat Fibonacci linia. Da, Fibonacci linia. Cum ați fixat? Ați apăsat pur și simplu pe numărul. Double click. Asta. Cum? A, că l-am fixat? Da, da, da. Double click pe... Simplu, deci uitați-vă. În momentul în care, da, haideți să șterg. Deci, uitați-vă, în momentul în care plasez Fibonacci, da, e de la începutul impulsului până la sfârșit. Da, sunt însoțit de o linie roșie. O vedeți? Da? Cu ajutorul acestei linii roșii, eu, de fapt, pot să fac modificări. Da? Dacă dau proprietăți, pot face modificări și pot mișca Fibonacci. Acum, dacă eu am să las așa și am să închid platforma, când o să-mi deschid Fibonacci, nu o să-mi fie. De ce eu îl fixez? Ca și cum aș prinde pe tablă, da? Și stau liniștit că nu am mai modific. Și l-am fixat din ce motiv? Fiindcă în momentul în care plasez Fibonacci Expansion, eu pun clicurile exact unde au fost și punctele de la Fibonacci linie. Și există riscul ca să-l modific, da? Să-l complic lucrul, da? Și acum deja liniștit, știu că nu mai modific Fibonacci linie și îl trag pe adâncimea corecției. Până aici este clar? Alte întrebări mai sunt referitor la aceste două instrumente? Și atât. Să mai vezi eu. Da, valorile astea 61,
Valorile astea, 31 și 8 și 38 și 2. Ele au fost reduse după mai multe influențe. Ar putea să fie, de exemplu, 25 și 45. Haideți să... Deci, cum am spus că este format șirul lui Fibonacci? La începem 0, 1, după care următorul element al șirului este format din suma a două elemente precedente, adică următorul element va fi dintre suma precedentele două, adică 0 și 1. 0 cu 1 este 1. Următorul element din suma precedente două, adică 2. Următorul element? 5, 8, 13, da? Când se adună 8, se adună cu 5, avem 13. Și? 21. Acum haideți să vedem cum am ajuns la rapoartele care a întrebat domnul, da, referitor la 061, 038. Proprietatea, da, care de fapt e de deosebire acestui ieșir, stă în felul următor. În cazul în care, dacă eu am să fac raportul dintre un element al șirului cu următorul, o să văd că este o proprietate. De exemplu, dacă eu, luați-vă rog un calculator la îndemână, cineva dintre voi. Și împărțiți, vă rog, 21 la 34. 0,61. Împărțiți, vă rog, 34 la 55. 0,61. Împărțiți, vă rog, 55 la 89. 0,61. Deci, întotdeauna suntem în prezența la 0,61. O să vedeți că cât mai mult o să mergem, da? Șirul continuă până la infinit. Și o să vedeți că la un moment dat o să fie 0,618 și cât o să mergem mai departe, 0,618, adică de fapt numai 618 o să fie în perioadă. Da? Bun. Asta dacă împărțim un element cu următorul. Haideți să împărțim 21 nu la următorul element, dar peste unul. La 55. 0,38. Haideți să împărțim 34 la 89. 0,382 deja au dat la cineva, da? Da. 0,382. Împărțiți 55 la 144. 0,381 și dacă vă uitați la următoarea cifră, pare mi se 9 sau 8. Da. Dacă se răpângește și de fapt e 2. Proprietatea, ați înțeles-o care este? Haideți să vedem și cu următorul, da? 21 la 89 împărțiți. 21 la cât am spus? 89. Cât de? 0,23. 21 la... nu, 34 la 144. 0,236. Și acolo tot 0,236 pentru că era 59. Și 6. Nu vă amintește de nimic aceste cifre? Da. Da, de fapt, dacă este, da, vedem că vorbim de 0, și, dar dacă este să raportăm, deci noi am spus că aceste nivele, da, sunt gradate care, de fapt, reprezintă caritma impulsului, caritma pasă pe impuls. Și am spus că impulsul reprezintă 100%, respectiv, înmulțim la 100. Și dacă fiecare 61, da, și 8, dacă fiecare element, îl înmulțim la 100, de fapt,
Vedem nivelul, da? Vedem din 26.8, 38.2 și 23.6. Este? Nu. Alte întrebări? Nu mai sunt. Mai discutăm un instrument să vă ajunge. Poftim? Da? Da, de fapt, pentru asta așa ați venit, de ce masterclass? Că, de fapt, noi la masterclass discutăm lucruri, dar câte ceva în plus, ceea ce nu discutăm la lecțiile practice. Ok. Haideți să vorbim despre Fibonacci arcuri. Știți cum arată? Ați plăsat vreodată? Fibonacci arcuri. În rusă e Dugi Fibonacci. Haideți să vedem cum e arată pe grafic. Mergem înapoi pe Eurodola. Și da, mergem da, în H1. Prima oară am plasat Fibonacci linie pe acest impuls descrescător, corect? Da. Haideți să plasăm Fibonacci arcuri. Deci, acesta este simbolul pentru Fibonacci arcuri. Îl plasăm în aceeași manieră. Deci, absolut toate instrumentele lui Fibonacci se plasează pe impuls. Și haideți să-l plasăm. Imediat am să fac și modificări la care să fie mai vizibil. Deci, în principiu, se aseamănă cu Fibonacci linie, da? Doar că nivelele au forma unor arcuri, corect? Și inițial o să spuneți, păi, mare treabă n-am descoperit, nu? Care e diferența dintre linii și arcuri? Că, într-un final, tot asta mi-arată, da? S-o respins de la 38.2, după care s-o respins de la 61.8. Pe dacă plasez Fibonacci linii, chiar e mai ușor. Da, este chiar și mai ieftin. Iar să fixez. Da, dar atunci cu corecția, nu? Poftim, păi Fibonacci... Asta e arc, da? Fibonacci arc. Și dacă plasez acum și Fibonacci linii, o să spuneți mai mare descoperire. Chiar e mai simplu Fibonacci linii în cazul dat, da? Nu mai derutează chestiile astea, că se lasă... Cotesc și mă derutează parcă. Sau nu? Sau vă place cum arată Fibonacci arcuri? Nu vă place cum arată Fibonacci arcuri, da? Ideea care este și specificul acestui instrument, de fapt, este cu totul și cu totul altul. Și o să vedem ce proprietăți interesante are el. Recomandabil este, mai întâi să încep cu o precizare. Acesta este instrumentul, de obicei cum? Noi când plasăm Fibonacci linie sau Fibonacci expansion, indiferent dacă l-am plasat în H4, când am să merg în H1, o să fie aceleași extreme, da? Doar o să fie mai mari. Este sau nu? În cazul la Fibonacci arcuri, eu dacă aș plasez pe impuls și dacă am să merg într-un time frame în altul, el se modifică. Nu rămâne la fel. El are proprietăți interesante, că el se extinde în timp. Imediat vă arăt despre ce vorbesc. Fibonacci linii și expansion, în principiu, când a folosit? Pe moment când are loc impulsul, corecția și următorul impuls. Corect? Sau nu? Nu și are relevanță să mă duc în istorie să-l plasez pe un impuls, Fibonacci linii sau expansion, că gata. Fapta este făcută, deja nu mai am ce să deschid după el. Pe când Fibonacci arcuri îmi oferă această șansă, da? Eu merg din istorie, depistez un impuls frumos, clar, îl plasez și arcurile lui se extind în așa manieră că ajunge și la prezent și voi ține cont ca eventualele nivele de rezistență și de suport. Haideți să vedem despre ce este vorba. Și de la ce am pornit ideea că el se extinde în timp,
că recomandabil este ca idee, dar foarte bine coincide, în H4, anume Fibonacci A. Și am să merg în H4, am să șterg. Și am să merg în H4 și mă uit un impuls K4. De exemplu, tot este un impuls descrescător. A pornit de sus și până jos. Și vedem cum, când eram în H1, ați văzut că era arborele parcă păreau rotunde, semicerc. Acum deja gata, sunt mai ovale. Este? Și dacă am să merg în daily, deja este tot și tot mai extins. Este? Revin în H4 și ce observ eu? Că a avut loc impulsul, după care a mers până la nivelul 50, corect, s-a respins de la nivelul 50, după care a jucat pe nivelul 38, s-a respins iarăși până la nivelul 61 și 8, este? Iarăși s-a respins și l-a străbătut 61 și 8. Și o să spuneți că mare treabă cu nivelele astea 61 și 38, că ele sunt așa de sigure, că de fapt tot e străbat, da? Dar noi avem un as în mâine întotdeauna, da? Noi suntem pregătiți, pentru că omul informat este un om puternic. Și ce facem noi? Noi dăm click dreapta, proprietăți, mergem la parametri, pardon, la nivele, și adăugăm un nivel. Cum credeți care nivelul adăugăm? 100. Păi de nivelul 100 și 0 e de start. Nivelul 0 e de începutul impulsului și nivelul 100 e sfârșitul impulsului. 161 și 8. Cât 161 și 8? Ce-am spus că reprezintă totalitatea impulsului? 100 e procente. Deci pe noi ne interesează intervalul dintre 0 și 100. Și o să plăsăm nivelul, odată la nivel, da, cu 10 mali, după cum am vorbit, 0,76,4. Care de fapt, da, reprezintă nivelul 76,4, corect? Eu o să tăsați 6, scrie și nu. 7,9. Am înțeles, da, liste. Înseamnă că am scastez liste. Deci, cum am spus, 7,6 și 4. M-am spus, bărb. Și la nivel acolo, unde ce-am pus? Cu 0 față, tot, dar vă fără nou. Aha. Da, e o problemă la asta. Așa este? Da. Vedem OK. Și de fapt vedem că străbaterea nivelului 61 și 8 a fost perfect respins de la nivelul 76 și 4. Este? Deci de fapt, la care idee ne duce? Noi, de fapt, putem să jucăm cu nivelele după cum ne convine. Da? O să vedem că după, la fiecare instrument în parte, da, sunt niște proprietăți. La fiecare instrument se potrivesc un anumit număr de nivel. Noi putem toate instrumentele să păsăm toate nivelele, doar că nu și are rostul. Da? Și vedem că lipsește care nivel? 23 și 6. Și dacă îl plasăm, haideți să-l plasăm, mai adăugăm unul, da, țin cont de joacă, deci este vorba de 0,36, da? Facă-ți vorba de 23 și 6. Da? Îl vedem mai jos. Haideți să vedem și pe un impuls crescător. Cum arată? Deci, luăm Fibonacci arcuri și îl plasăm pe un impuls crescător. Ce vedem? A jucat. Deci s-a respins de la nivelul 23,6, corect? După care s-a respins de la nivelul 61,8, corect? Și dacă mă uit, el aceste mișcări le-a prins ca în canale. Dar,
o proprietate foarte interesantă la acestui instrument, el este mult mai complex decât ați văzut acum. Ce am în vedere? Că noi am spus că avem Fibonacci linie, corect? Da. Și avem și Fibonacci expansiune. Este? Da. Care noi le folosim în pereche. Dar le împerechem ca să putem face o strategie mai amplă. Și de fapt, astea două instrumente se înglobează în Fibonacci A. O să vă întrebați cum, că de fapt, mai departe, nu și are relevanță, dar s-au terminat arcurile. Haideți să vedem cum, noi rămânem ca plină cu pasuri. Este? Dăm pe proprietate, mergem la parametri și vedem aici așa o chestie ca elipsă. Și dacă bifim elipsa și dăm OK, vedem că de fapt noi avem și viitoarele nivele de la care prețul se respinge. În momentul în care o străbătut nivelul 0, eu știu că o să meargă până la nivelul 23. Bun, 23.6 e destul de aproape, deci el inițial nici nu a fost plasat. După care am mers exact până la nivelul 38.2, da? Dacă merg pe nivelul, văd că aici de fapt este 38.2. Da? A oscilat între, a străbătut și nivelul 50 și s-a respins de la nivelul 61.8. Este? Deci nu mai am nevoie de două instrumente, ci am nevoie de un singur instrument complex care îmi oferă această posibilitate, dar ideea cea mai faină este că noi până acum Fibonacci, instrumentele Fibonacci stăteau într-o parte și le utilizam doar când era cazul, doar când era nevoie, când avea loc un impuls. Dar cu Fibonacci arcuri, noi liniște mergem în istorie, plasăm și vedem că arcurile se răsfrâng și în prezent, după care pot să țin cont. Și vedeți cum, da, prețul oscilează între nivele, da, vedeți că vârful acestor lunări s-a respins de la nivelul 76.4, după care aici iarăși, da, vârfurile se țin cont de ce este arcul. Haideți să mergem pe Petrom. H4, cel mai bine, da? Da. Deci pe Petrol, dacă mergem și plasăm Fibonacci deodată cu elipsă, o să observăm următorul fapt. Eu văd, a avut loc, da, impulsul, a scăzut până la nivelul 23 și după asta a urcat până la nivelul 23. Dar reprezintă ca un Fibonacci expansion prim, 61.8 de la expansion. Este? După care a avut loc o străbatere până la nivelul 50 al lui Fibonacci A. Și uitați-vă cum fiecare respingere are loc de la următorul nivel. Deci el ține cont de nivelul, da? Și chestia asta eu tot, deci o am din timp. Prețul încă nu a ajuns sus, am plasat arturile, plasez și elipsa, dar modific un elipsă și, de fapt, eu am viitoarele nivele. Dar aici cu stop-loss-ul cum facem? Deja asta reprezintă niște nivele, da? Deja nu este tranzacționare după nivele, le știți. Uh-huh. Da? Deci asta țin, deci eu am informații că până acolo prețul o să ajungă și s-ar putea să respingă. Deci eu am să țin cont de această informație și am să profit de ea. Haideți să vedem, da? Strategiile deja exact după fiecare instrument în parte, da, avem nevoie de mai mult timp să discutăm. Haideți să ne uităm, am spus că putem pune și în istorie. Haideți să ne uităm, da, este aici un impuls iarăși destul de clar. Da, îl plasez și mai departe. Așa. Și eu ce văd? Eu l-am plasat pe un impuls care a avut loc, da, în aprilie, 26 aprilie, până 29 aprilie și el s-a respins la nivelul 76.4 când 21 mai, peste o lună și acum ați înțeles farmecul acestui instrument, că el își răsfrânge arcurile și pentru viitor.
și ține cont de următoarele nivele. Chiar dacă l-am modificat, uitați-vă că nivelele coincid. Respingerile au loc de la nivelele respective. Haideți să vedem pe capitan. Care e faza cu, de exemplu, cu CAT40? Mergem în H4 și vedem un impuls așa, deci eu văd impulsul ăsta clar evidențiat de jos, de deci la umbră, până sus. Trebuie să comentez sau nu? Deci a avut loc impulsul, s-a respins de la nivelul 23, da, a fost o respingere, a continuat mai departe, s-a oprit la 38, a continuat până jos, până la nivelul 76 și 4, după care s-a întors, a ajuns până la nivelul 23 iar și iar a urcat pe trept. Deci cât de frumos el a scutat de nivelurile de arcurile lui Fibonacci. Este sau nu este? Da, de aceea noi, de aceea, în principiu, avem și cursul intensiv, dar pe toate instrumentele de Fibonacci, o să vedeți că sunt multe proprietăți care ne ajută să facem prognoze, atât și de scurtă durată, cât și de lungă durată, unde noi le abordăm fiecare instrument în parte, da, este vorba de 5 lecții, noi discutăm doar despre Fibonacci și fiecare instrument în parte și care este farmecul lor. Vi s-a părut utilă sau nu lecția de astăzi? Foarte utilă. Mă bucur și acum aveți o oportunitate în plus de a face copilul de viață. Ați văzut că fac 40 să respinge de la nivel. Un moment perfect de un bystop. Da, el joacă, vedeți, exact sub nivelul care, hai să dăm, e ultimul. Înseamnă că e 7-6-4 a lui, ale arcurilor de Fibonacci. Da, la străbatere, încredere, bani. Sau nu trebuie încredere? Dacă stăși în sală. Poftim? Dacă stăși în sală. Dacă stăși în sală și faci. Gata, închidem, nu-și măcați. Gata, închidem contul, scot banii, mă duc acasă. Deci, bineînțeles că noi nu intrăm în bai să avem confirmare. Deci noi așteptăm străbaterea, nivelul după care deschidem tranzacții de bai. Ideea este în felul următor, că de asta, deci la, cu ideea asta noi am pornit și cu ideea asta noi am lăsat 30-40 de minute, chiar mai mult, de lecție, de introducere, ca domnișoara Victoria să vă arate importanța și siguranța acestor rapoarte și acestor nivele, ca să vedeți și în trading că, de fapt, coincide siguranța lor. Și asta vă oferi și vouă, ca și trader, o siguranță și o încredere în sine, ca să deschideți tranzacție cu încredere. Am înțeles? Deci, după cum aveți chestionarele în față, da, o să vă rugăm să le completați, da, și ați putea să menționați, dacă intenționați, dacă ați fi interesat de aceste lecții intensive, anume pe instrumentele lui Fibonacci.